Hai, da? Hai, da. Ce-ai spus aici? Aici? Cu echipă de la... Bun, și atunci... Pe potecă și unicobor. Bun, atunci trebuie să ne împărțim noi, da? Doi într-o echipă, doi într-o echipă. Intervenția era una extrem de dificilă într-o zonă greu accesibilă, cu teren stâncos și pante abrupte. Convinși că se află în fața unei situații reale, 5 salvamontiști și un echipaj de pompieri au început cursa contra cronometru pentru salvarea celor două presupuse victime. S-a făcut toaletarea plăgilor, pansarea, monitorizarea victimei și transportul lui pe vacuum. Azi a fost o simulare în caz real. Sperăm ca pe viitor să nu se întâmple aceste evenimente într-un tip real, dar după această simulare putem spune cu adevărat că suntem în stare și intervenim într-un timp real, astfel încât vizitatorii acestui județ sunt în siguranță. Reprezentanții ISU au confirmat că operațiunea a fost una secretă, pentru ca exercițiul să fie cât mai real și să fie testați timpii de reacție ai celor plătiți să intervină în astfel de situații. Astăzi am încercat să facem o simulare reală, practic în afară de mine și autorități, e vorba de instituția prefectului, domnul prefect, toți conducătorii de instituții care știau de această simulare. Toate forțele au fost luate prin surprindere, în sensul că nu știau că este vorba de un exercițiu, ci pur și simplu a fost o situație reală pentru dumnealor. Cei de la ISU Mehedinți spun că astfel de situații vor continua și în cazul altor instituții implicate în salvarea de vieți omenești.